Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Scena. Ne apropiem de finalul verii. Ne pregătim pentru redeschiderea teatrelor, pentru redeschiderea stagiunilor, însă până atunci încă tocăm la bani mărunți, la modul frumos, cele întâmplate peste vară. Emisiunea de astăzi pleacă de la un episod festiv, sărbătoresc, dar și atins de nostalgie, derulat în vara aceasta la Facultatea de Teatru de la Universitatea George Enescu, o sărbătorire a 25 de ani, un sfert de secol, de la absolvirea primei promoții a pe atunci departamentului de teatru 1990-1994. E un episod important deopotrivă pentru cei implicați efectiv, pentru absolvenții acelei promoții, pentru profesorilor, dar și pentru cei care consemnează istoriografic evoluția teatrului și a școlii de teatru Ieșene. Vom vorbi deopotrivă în cheie emoțională, dar și în cheie tehnică despre acest episod cu două personaje foarte interesante și foarte competente să vorbească din interior despre acel episod remarcabil. Aurelian Bălăiță, bine ai venit! Bine m-am găsit! Profesor, șef al școlii doctorale de la Facultatea de Teatru și absolvent al faimoasei promoții 1994. Mulțumesc pentru invitație. Cu mare drag, alături de Aurelian Bălăiță, faimosul, irepetabilul Emil Coșeru, societar al Teatrului Național, societar neplătit al Teatrului Național și vreme. Alexandrie, fără boost, încă fără boost, trebuie să spunem, domnul. În lucru, da? Da, e în lucru și mi-am găsit un loc, nu ți-l spun. Profesor fondator, am putea spune, al departamentului de teatru, practic vorbeam înainte de emisiune, n-a fost o deschidere, ci o redeschidere a școlii de teatru. Ieșenea, hai să nuanțăm un pic. O redeschidere a facultății și de universității. Atunci era Universitatea de Bele Arte. Da. După cum știe și Aurelian, pentru că el se ocupă, fiind și conducătorul școlii doctorale, știe istoria facultății și există dovadă, diploma de acuza, semnă cu sonorul acuza, că precum că aici s-a făcut prima dată s-a făcut în Iași, este Sacul Bele Arte, adică pictură. Anul viitor vom sărbători 160 de ani de la înființarea școlii de declamațiuni. Școală frântă în destinul ei în anii 50. 54, cam așa, când a venit prietenii noștri ruși și probabil cu ideile lor mărețe a spus, domnule, avem prea multe școli. Ăsta să fost motivul? Adică... Nu știu, adică din punct de vedere, ăsta era la suprafață. Politic, poate că era... Sau, e complicat, sau concepția asupra artei în general și asta și știi foarte bine că studenții de la teatru sunt sloboți la gură, adică de obicei, și atunci erau niște ani foarte complicați, zic eu, adică din punct de vedere politic, ca și cei de la plastice, ca și cei de la muzică. Bun, da, ați avut colegi în Naționalul Ieșean care terminaseră, nu? Școala Ieșean. Sigur. Știu adică că Teo Vâlcu începuse, nu. Și a terminat-o la București. La Cluj. Lasă-o la Cluj. La Cluj. Era artistul emeric, cum era să dădea titlul pe vremea aia, Lascăr, Ion Lascăr, care a fost profesor aici, adică eu l-am prins, am jucat cu dânsul, apropo de Cătălina Buzeanu, pentru că a fost aici Cătălina și acum 2 marți a fost înmormântarea ei, dar știu că am jucat cu dânsul în Pescărușu, juca Sorin și de fiecare dată am spus și în cartea noastră, Călin, în care povesteam că Petre Gheorghiu, Cotescu venea de fiecare dată vara când aveau liber și se întâlnea cu Lascăr. Bun, deci există o tradiție foarte vigoroasă a școlii de teatru la Iași. Înțeles. Aveam un regizor tehnic, Boris Barkov, care făcuse și cu Petrică Manea, tot regizor tehnic, foarte bun regizor tehnic, în această meserie complicată, care au început aici la facultate. Au venit vremurile de care vorbim acum și s-au trezit pe drumul, nu s-a știut. Probabil că ori au fost trimiși la București, ori la Cluj, da, a fost o perioadă destul de... Clasa de actorie a fost mutată la București. Tot așa de dragul teoriei, să amintim că a apărut anul trecut și o carte a lui Aurel Ghițescu,
care relatează în detaliu din interiorul acestei școli de teatru în care a și predat, tocmai din perioada de dinaintea Primului Război Mondial. Primul Război Mondial, după aceea anii aceia cumpliți, însă citind acea carte îți dai seama cât de serios era abordat fenomenul ăsta pedagogic. Cu Codreanu, profesor de dicție, cu nume foarte sănătoși. Manole Foca. Manole Foca, dar mai târziu. Adică erau niște personalități mari care s-au ocupat de această facultate. Ceea ce mă bucură pe mine, după ce am citit și eu cartea lui Ghițescu și tu ai scos-o, dacă nu mă înșel. Editura Muzeului Literaturii. Și am citit-o. Mă bucur că mă identificați cu tot ce apare în... Absolut, de fiecare dată chiar. Am scris prefața la cartea aia. Dacă prefața e mai bună decât cartea, atunci... Bravo, uite, ți-ai făcut o mică reclamă. Ce mă bucură faptul că noi am continuat, a fost foarte serioasă, cum spui tu, foarte serioasă, și noi am continuat pe linia asta, adică nu cred că la noi există, nu mă pune să vorbesc despre alte școli de teatru, sunt foarte multe hibe, poate și la noi și la alții mai abitiri, dar nu, eu cred că noi am rămas în tonul acelei școli de teatru care era de pe vremea lui Codreanu. Cu, poate cu foarte multe lucruri conservatoare. Am și evoluat un pic, domnul. Mai evoluat pentru că suntem deștepți, bineînțeles, suntem frumoase deștepte, dar și cu ADN-uri interesante, dar dacă e să ne gândim acum, gândindu-mă în urmă, în anii 90, atâtea promoții care s-au perindat și cine a rămas, pentru că mulți s-au pierdut pe drum, e o școală foarte serioasă. A generat... Foarte serioasă, să fim serioși. Aurelian, cum a venit gândul ăsta de a sărbători sau a evoca sfertul ăsta de secol? Păi, făcusem și revederea de 20 de ani, acum cu 5 ani în urmă. Gândul ăsta ne-a venit în principal mie și colegii Cristina Chierț. Noi ne-am ocupat de mobilizarea colegilor și a profesorilor. Timpul devine din ce în ce mai valoros pentru noi. Și am fost în acei ani ai studenției, am fost două grupe, o grupă de actorie și o grupă de arta actorului mânuitor de păpuși și marionete, foarte sudate, stăteam foarte mult timp împreună, noi studenții și noi împreună cu profesorii și lucram enorm de mult. Deci erau două grupe, una două actorie grupe, și actorii păpuși. Exact. Așa a început școala. Eram destul de mulți, aveam colegi și din Republica Moldova. O să intrăm și în detaliile astea cu racolerele pe care le făcea domnul Coșeru peste Prut și traficul de țigări și carne vie. Podurile de flori. Și munceam foarte mult și la absolvență au fost multe producții pentru ca fiecare dintre noi să aibă să se pună în valoare, să aibă o lucrare de licență foarte valoroasă, atunci erau multe producții și la păpuși și la examenul de actorie a celor de la păpuși și la actorie și colaboram cele două secții, făceam tot felul de spectacole. Cred că la actorie au fost 4 sau 5 producții în anul 4. Era de Carnavalul, o comedie de la arte făcută, care am purtat eu pe urmă pe la Leningrad. Opera de trei parale. Opera de trei parale făcută de Jet Angelus. Idolul și Ionă Napă. Da, le-ați spus și se mai juca încă Visul unei nopți de vară. Plus că făceau figurații unii pe la Teatrul Național deja, prin norii. Sau erau deja angajați. Bună seara, domnule Wild, la Teatrul Lucia Fărucii de la Păpuși, îl jucam. Și e criză teribilă, Monșer, spectacolul de păpuși făcut de Natalia Dănăilă. Cam cât la sută din cei care ați terminat ați rămas în peisajul teatral? Majoritatea a rămas în... În procente v-ați duce la un 80-90%? Cam așa. Remarcabil procentul. Da, și atunci a fost pepiniera pentru Teatrul Național din Iași, pentru Teatrul Lucia Fărul. A fost
pepiniera principală. Sunt acum în... Putem citi, Aurelian, listele cu absolvenți la fiecare... Catalogile, da. Catalogile. La actorie, de exemplu. La fiecare să spuneți câteva cuvinte, dacă mai știți ce s-a ales din... Vitalie Bichir, care l-am racolat, cum spui tu, cu țigări din Republica Moldova. Așa. Acum e actor la Teatrul Național. E la Teatrul Național din București. Și a făcut și regie, pare mi s-a făcut un masterat de regie și e foarte apreciat. L-am văzut și la un teatru al lui Grosu, care Monica Bros, care o cunoști și a terminat literele prima dată, după aia a venit la noi, acum e în Germania. E în Germania, are doctoratul făcut doctoratul la noi în teatru. Cu Shakespeare foarte bun, pe tema de Hamlet, Macbeth, nu știu ce. Așa, Daniel Busuioc, care făcuse mecanica, îl pasiona treaba asta cu teatru, acum e director. Șeful dumneavoastră. Șeful meu la Teatrul Național. Gabriela Caranfil, care a venit din e nepoată unei actrițe de acolo foarte bună și foarte iubită de către publicul din Chișinău, a venit la noi și acum e în Germania și pare mi se că e... Tot de artă se ocupă. Tot de artă, la o revistă sau nu știu ce. Doina Deleanu, Carauleanu, Doina Deleanu era pe vremea aia, Bețivu pe vremea aia, da? Actriță foarte bună la noi, acum după aia s-a măritat cu Adi Carauleanu. O spuneți așa cu o tristețe teribilă. Dacă am iubit-o foarte mult pe Doina, dacă e din punctul ăsta de vedere sentimental. Cristina Cheț. Cristina, care era o fată foarte bună, am avut o elevă la Școala Populară de Artă. Și a jucat la Național. A jucat la Național la Nicu Laru, dacă nu mă înșel. La Ovidiu Lazar. La Ovidiu Lazar. Și la Ovidiu Lazar, da. A fost o neînțelegere, că nu mă înșel, că n-a rămas în teatru, nici s-a făcut contract, nu știu cum s-a întâmplat, s-a supărat, a plecat și acum lucrează pe proiecte din Germania, e mutat în Germania și lucrează, are și o firmă, lucrează și în țară, o fată minunată. Cisar, care e actor, Cisar, care e actor la Brașov și directorul Redutei. Centrul Cultural la, Redutei. Vorinaș Costin, care a terminat la noi și acum e la Botoșani. Pușa Darie, care înainte de a da la facultate, a stat vreo două zile la mine ca să n-avea unde să stea și am luat-o, stătea pe bulevardul Independenței și Pușa mi s-a părut, ține foarte mult pentru că... Nu știu, student, nu știu, Aurelian, tu, dar student acasă... Încă nu era student. Încă nu era student. Și mai eram, Nu știam dacă intră sau nu, dar mai zic. Eu m-am căsătorit cu o fostă studentă a universității. Haideți să nu mai fă bună chestia asta. Depășim momentul. Mi s-a părut, semna cu Olga Tudorache, fenomenal. Pușa. Da, fenomenal. Și avea o forță. Și ceea ce... O actriță, într-adevăr, complexă. Complexă, puternică. Da. Gheorghe Frunză, care e la Botoșani, un bun om din ăsta care... Și un actor minunat. Actor minunat. Din Republica Moldova. Moldova și n-a putut să vină la întâlnirea noastră pentru că își făcea casa atunci sau ce Dumnezeu se întâmplă. Avea șantierul deschis. E și bună stare în promoția asta. Da. Le-am dat drumurile pe băieți și pe lui cu 300 în spate. Asta e bună stare. Și acum la 25 de ani și casa. Cu școală de viață, nu numai cu școală de teatru. Rodion Ghilaș, care știți, colegul dumneavoastră, colegul meu, și acum face și regia. A terminat de mult regia. Lucia Luchian, care e acum în Iordania, dacă nu mă înșel, și se simte minunat pentru că e și bunică. Tot timpul citesc pe Irina Mititelu, care actriță la Botoșani, Lucian Pânzaru, actor la Galați, Constantin Pușcașu, care face film, televiziune și e la noi colegul la Național Ieșan. Alina Sârbu, care s-a dus până în Republica Sud-Africană. A venit, în sfârșit, a venit după tot drum bătut și face, nu a putut să facă teatru acolo, dar face o școală de aerobic, dacă nu mă înșel, are, sau se ocupă de mișcare. Pentru era o fată foarte și, frumoasă și foarte bună pe a mișcare. A fost actriță la Teatrul Luceafărul niște ani de zile. O perioadă, da. Olesia Stratin, care e în Italia acum. Actriță. Vitalie Tudirașcu, care e acum în Chișinău, care ne-a cântat. E, da. E actor, și el, actor în Chișinău și cântăreț. E un artist complex. A fost o vreme la Teatrul Național Eminescu. Tatiana Zavialova, care e frumoasă, foc, e la Paris, măritat, are 3 copii, nu știu ce. Are nostalgie, domnul. Vorbesc la timpul prezent. Asta are tot timpul, citesc. Este frumoasă. Da, e frumoasă. E o fată care tot timpul, toți fanii ei spun salut,
prințeso, așa o salută pe Tatiana, care tot timpul e aranjată, se plimbă pe bulevardele pariziene, intră în toate mediile astea culturale. Țineți legătura constant cu... Cam cu toți. Bine, în afară de colegii de la teatru, că evident... Cam cu toți, adică cu Lucia, cu Luciana, a venit într-un an aici cu soțul ei, Iordanian, care l-a cunoscut aici la Iași, și e greu de ținut legăturile, cât mai prin... Ea mai vine pe la mama ei, pe la Chișinău, da, mai trece pe aici, se mai întâlnește cu o colegă două, după aia să pleacă. Dar cam cu toți, cu Tatiana prin Facebook, cu Direașco, așa... e aproape la o zvârlitură de băți, cam cu toți. Cu Vitalii mă întâlnesc la București tot timpul, la festivaluri. Aurelia, în cealaltă listă? Cum arată? Cu cei de la... La Păpuși. Păpuși. Gabriela Andrei este actriță la Teatrul Luceafăru. Camelia Andriță a fost o vreme la Luceafăru, acum este la Teatrul Ion Creangă din București. Eu, Aurelian Diaconu, la fel la Teatrul Luceafăru, la fel Cristian Gheorghiu, Georgeta Gulai, Gina Gulai, cum îi spunem noi, la Teatrul Tineretului din Piatra Neamț, Tomiță Hogea la Teatrul Luceafăru, Iurie Luncașu a fost actor la Teatrul Tineretului din Piatra Neamț, acum face de multă vreme... La televiziunea, e la ProTV. La ProTV, faci, e regizor de... Regizor foarte bine cotat. De telenovele, de... Da, da, da. Foarte... Liliana Mavriș-Vârlan, actriță la Luceafărul. Luminița Pascal din Republica Moldova este la un centru cultural din Chișinău, în drum copii acolo. Daniela Rotaru este actriță la Teatrul din Bacău. Elena Rusu este în Canada, face bani. Face bani. Face bani cu băncile. Da. Elisaveta Scutaru, tot din Republica Moldova, este în Statele Unite. Aurelian Surdu este la Teatrul Maria Filotti. Nu. E la Galați, da. Aurelian Surdu și... La Teatru de Stat. La Teatru de Stat, da. Și Viorel Vârlan la Teatrul Luceafăru. Deci... sunt mici excepții. Poate se întreabă telespectatorii noștri de ce atâția basarabene în listele astea. Care era filozofia aducerilor? Atunci când în 90, când era o febră cu Basarabia și toată lumea vrea lipirea Basarabiei, atunci când ne-am întâlnit eu, Tudose și cu doamna Lulușa, am făcut, bineînțeles că am pregătit un material care l-a scris Lulușa, adică da, ea redactor la Radio Iași, și a bătut monedă foarte tare pentru această, domnule, această legătură, această punte care era, era ceva strategic sau chiar credeam? Era și strategic, adică și credeam și în, eu prea multe, dar nimeni nu știa prea multe despre Chișinău, despre potențialul lor de acolo, pentru că ei sunt niște copii foarte buni. Ții minte că m-am dus cu Sergiu Tudose, cu Sergiu, cu Violeta, cu Dana, ne-am dus la un ansamblu pus la dispoziție de Silviu Fusu. Să vă selectați studenți. Se selecta, da, da. Și toți erau, era cântau mai pomenit. Da, 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 un făcuse acolo în Chișinău, Silviu Fusu, un centru. Teatru, un folcloric. Teatru folcloric. Cu spectacole foarte puternice. De, și majoritatea din cei pe care știți de acolo sunt... Da, majoritatea sunt... Ghilaș, da. Care se plimba, avea un parc acolo, Fusul, dacă ai fost la Da, am fost, un parc foarte frumos și se plimba pe un parc, avea emoții. Și ei au dat o admitere acolo și după aceea au dat și aici. Și aveau locurile destinate lor, nu? Locurile destinate, da. Nu știu dacă era pentru ei, erau rezervate tot de ministerul nostru pentru cetățeni români din Basarabia. Și toți au mers pe chestia asta, au marșat pe, domnule, e bine, e interesantă treaba asta, dacă toți o deschidem, să facem și cu Basarabia, care trebuie să fie ajutată și... S-au integrat ușor, nu? Unii, da, alții mai puțin. Era o problemă cu pronunția, bănuiesc, nu? Cu... Da, asta da, dar fiind muzicali și fiind foarte talentați, s-au rezolvat foarte repede, mulți au făcut școala rusească și atunci aveau accentul limbii ruse și era foarte greu să vină să... Că la început noi am trecut în programă, ni s-a cerut și programă și limba română pentru ei
și nu s-a bine, dădeam, și noi am dat atunci se pe dădea probă la limba română la admitere, era limba și literatura română, nu, era, să facem chiar era eliminatorie, adică dacă nu știai totuși să da. Da. Să scrii, să vorbești, să teatrul citești. E și o chestiune de limbă națională, nu, nu putem trece lucrurile astea. Haideți să vorbim un pic despre fondatorii acestei sau inițiatorii acestei redeschideri. Pentru că, așa cum vorbeam și înainte emisiune, sunt tot felul de asumări de, care uneori depășesc adevărul istoric, să spunem, în chestiunea asta. Asta e foarte bine, pentru că trebuie neapărat să se știe. Adică trecem așa prin viață și trebuie să se știe cine... Cât de, ce știe Aurelian, probabil am discutat înainte, îl știe mai multe pe, după ce s-a întâmplat episodul la minister, că unde era domnul Pleșu, era deci vorbim ministru. De anul 1990. În 1990, când m-am trezit cu Sergiu și cu doamna Lulușa... Natalia Dănăilă. Natalia Dănăilă. Hai să mergem să... dacă ne poți ajuta, pentru că am spus povestea asta cu Dan Petrescu, cu toată, era la minister, era secretar de stat și avem intrare la... Dumneavoastră ați prieten cu Dan Petrescu. Eram, da. Și să avem intrare la... Mi-ai spus doamna Dănăilă și cu Sergiu tot proiectul, categoric a fost interesant, ne-am urcat în tren. Nu erați și director adjunct la Teatrul Național sau încă nu erați? Încă nu, după aia s-a întâmplat când... Dar erați interesant din perspectiva relațiilor pe care le aveați. Da. Și am ajuns acolo, bineînțeles că ne-a primit Dan, a vorbit cu... și imediat s-a hârtia a fost un context favorabil. Favorabil, s-a semnat imediat. Era în prima școală, din primul oraș din provincie care avea inițiativa asta, nu? Cred că da, nu știu Clujul m-a făcut. Clujul s-a înființat mai târziu, nu? Mai târziu, noi am avut 95. Acum, cum discutarăm adineaori că Lulușa, la doamna Dănăilă la radio, a vorbit și cu Fănică Opera și poate Fănică a influențat. Se poate, dar că mai vorbit cu altcineva, cu doamna Bucescu, după aia cât însă era... La Sergiu Tudose, ce căuta în ecuația asta? Sergiu era un fel de personalitate a Teatrului Național, toată lumea știa, puteai să ai încredere în el. Era un vector de imagine. Așa a fost primul director de catedră, erau două catedre, catedra de actorie, condusă la început de domnul Sergiu Tudose și catedra de arta actorului mânăitor de păpuși și marionete, condusă de Natalia Dănăilă. Da. Cele două catedre formau acest departament într-o facultate cu o denumire foarte lungă, Facultatea de Compoziție, Muzicologie, Pedagogie Muzicală și Teatru. Care a rămas până în 2014. Care a rămas până când s-a zbătut Aurelien să facă facultate? În 2012. În 2012 s-a înființat, cum era firesc, facultatea de teatru. La mine pe diploma de absolvire a teatrologiei scrie denumirea asta, niciodată n-am știut-o. Da. Și în senatul ăla care am ajuns și prin senat, era o titulatură asta lungă. Lungă. Muzicologie. Știu că doamna Laura era decan la... Era decan la facultatea asta, eram secretar științific la acea. Bun, și v-ați dus cioc-cioc la rectorul universității din Iași să vă primească să faceți departament, sau cum după ce am avut hârtia da, de la minister. După ce ați avut aprobarea. Da, după aia, nu știu, eu am ieșit din treaba asta, ne-am făcut într-un fel profesorii, să spunem echipa. Așa. Echipa. Toți eram la început, adică doamna Dănăilă era cu și-a făcut echipa pentru păpuși, iar eu cu Tudose am intrat aici și cu doamna Geta la început. Geta Angheluț. A pus umărul la tot ce înseamnă conținutul învățământului teatral, doamna Geta Angheluță, care a fost profesor foarte mulți ani la un ATC, a lucrat împreună cu doamna Santamanu, deci era foarte, foarte cunoscătoare și a fost cumva părintele acestei prime generații. Știu că deci, Geta Angheluță ne-a păstorit și pe cei și de la actorie exact, și pe cei de la și ea, de păpuși. Ce s-a stins din viață? Da, din păcate, acum 2 ani în urmă. Da. Iar după aia, apropo, și aici Aurelian a merit, s-a făcut facultate. Asta mult mai târziu. Mult mai târziu, când el era director, ce era când am, director. Da. Bun, noi ne-am dezvoltat foarte am frumos. Am citit catalogul, haideți să încercăm să reconstituim și corpul profesoral. Și ce mă refer și la cei de pe teoretici. Nu, de asta vreau să spun că ar fi foarte bine să se pună acum cu supărarea unora sau altora. Dom'le, să pună acolo că Aurelian încă e în corpul ăsta profesoral. Ai păi nu, e mai tânăr, vreau să spun, i-am făcut un compliment, că e mult mai tânăr decât noi.
decât mine, că tu ești foarte tânăr, tu ești veșnic tânăr și fericit. Imberb, da, da. Imberb, da. Se pune o placă acolo, domnule, că tu dose coșerul, doamna, nu știu ce, în anul cu tare... Alfabetic sau în ciordă? Domnule, nu, aici în ordine, nu, 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 scandalul poate să iasă, că uite de ce n-au, nu mă întrebat și pe mine, sau ăla, sau Vitcu, cum s-ar spăra din Vitcu, cum e la V, deci... Da. Lucrurile sunt consemnate în acele două volume scoase cu ocazia sărbătoririi a 155 de ani de existența universității. Bineînțeles că se va face o reeditare anul viitor, când vom face 160 de ani. Bun, acum poate atunci... și denumirea unor săli. Eu am mai vehiculat ideea asta. Unor săli din interiorul facultății. Sala Ștefan Oprea, sala Sergiu Tudose, sala... Una e să intri în sala 50 la teoretici și una e să intri în sala Ștefan Oprea. Parcă... Da, da, da. Nu? Parcă sunt altfel. Da. Apropo lucrurile astea trebuie într-adevăr apropo de Ștefan, reglate. De Ștefan Oprea, semnalăm apariția unei cărți postume aproape. A fost scoasă după moartea lui Ștefan Oprea la editura Junima, Singurătăți împreună. O carte de a cărei îngrijire finală s-a ocupat doamna Anca Maria Rusu, fiica domnului Oprea. O carte care îl conține pe domnul Oprea exact în detaliile pe care le știm și le prețuiam și le prețuim în continuare. Da, cartea pe înțeleg care ai prezentat-o... Ați oferit-o da, celor care au... Fiecare dintre cei care ne-am întâlnit la această revedere și ea... suplinit absența domnului Ștefan Oprea, care a fost unul exact. Dintre profesorii noștri și care... Preda încă de la 1990, a predat sau a venit mai târziu? A venit mai târziu, dar are și meritul de a se fi îngrijit de noi, fiind foarte apropiat de fiecare dintre noi și ne-a urmărit cariera fiecăruia, a scris despre fiecare dintre noi când a avut ocazia. Cu toate că eu țin minte că... Și ne-a încurajat foarte mult. Atunci când, dacă ții tu mai bine minte, când am scos Dale Carnavalului, da. I-am cerut să fac o cronică despre Dale Carnavalului. Deci era în facultate, dacă nu mă știu, era pe alături. Dale a fost când în 93. 93. Cum adică i-aș cerut, domnul Coșel? Ce cu i-am cerut pentru că, așa cum se-aș cere ție, pentru că era în facultate. Nu, sau i-ați propus? De ce folosești cuvinte de a juga? Da, se creează așa o impresie că... I-am cerut ca și cum așa ca un om care scrie despre teatru și vede teatru cu studenții, să scrie despre prima promoție, adică primul spectacol, mai ales că era prieten foarte bun cu Valentin Stănescu, cum îl cheamă? Silvestru. Pardon, Silvestru. Da, da, da. Și atunci mi-am permis să fac treaba asta, scris și despre aici, fiind pe plan local, Silvestru i-a plăcut foarte mult promoția asta și spectacolul Dale și nu știu ce. Nu cred că a scris. Alt profesor care... Păi i-am avut și pe Sorina Bălănescu. Vorbim acum de disciplinele teoretice pe lângă domnul Oprea. Doamna Sorina ce preda? Istoria teatrului. Da, și fiecare avea câte un segment. Fie istoria teatrului românesc, mai ales domnul Oprea, istoria teatrului universal, doamna Sorina Bălănescu. Estetica Radu Negru, da. L-am iubit foarte tare toți. El avea baza la... La Universitatea Cuza. Și colabora, nu? Aici. Da, 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 da. Mergeam la laboratoarele de la Cuza pentru orele de acolo. Am avut niște profesori absolut minunați. Deci și Constantinescu a fost, nu? Mai târziu a venit domnul Paiu. Da. Nu a fost în generația noastră profesor. Programa o făceați în interiorul școlii sau vă era dictată cumva de o programă națională conținuturile pe care le predați, toate chestiunile astea? Am impresia că se urmăream un fel de programă a Bucureștiului sau a Clujului. Ne uitam. Se făceau bazele actoriei. Da. Era la început învățământul universitar pentru teatru de animație și atunci se configura, dar bazele se făcea
se făcea o școală foarte serioasă, având în vedere cei doi poli, cele două școli mari la care aveam noi acces, pe de o parte școala rusă și pe de o parte școala engleză. Exista o autonomie a Iașului. Exista o autonomie categoric. Dar pilonii ăștia erau, domnule, actorii, profesori de actorie, normal că trebuia să fie profesori de cum ești tu acum. Iar la actorie erați dumneavoastră, era domnul Sergiu Tudose, doamna Geda Angheluță, care de la care pedagogia teatrală pornea, cumva, iradia, fiecare învăța arta actorului și arta vieții, era cursul doamnei Geta Angheluță. Arta vieții, chiar așa era formulat? Nu. Arta actorului? Asta este cartea de care m-am îngrijit. Arta actorului, arta vieții, este cartea care ne-a lăsat-o doamna Geta. Am reușit să adun materiale de la domnea ei și am reușit, pe vremea când încă trăia, să scoatem primul volum din această carte. Mai târziu a venit Monica Bordeanu. Bordeanu, Vitcu cu Marinca. Vitcu cu Marinca făceau la noi, da, la actoria. A pornit Ruxandra Bucescu. Nu. Au fost și la noi pentru un an și jumătate. A fost un semestru Ruxandra Bucescu, după aia un an și jumătate Vitcu și Marinca, după aia a revenit Ruxandra Bucescu, a fost un semestru și Teo Corban la noi, iar dincolo la actorie am spus deja domnul Sergiu Tudose. De ce v-am întrebat de autonomie? Pentru că e de notorietate un episod în care Sanda Manu a venit de la București și a organizat practic sau a reorganizat, a pus ordine în lucruri în școala ieșeană. Bine, dar trebuia acolo, da, a pus ordine pentru că eu nu știu, eu am fost sărit, nu știu de ce, poate că Aurelina știe mai multe. Asta se întâmplă mai târziu, după ce am terminat noi. 95 episodul. Da, 94 da. Alternativ. Deci a fost acolo, profesor, pe căprării, adică erau certuri în interior, nu vă înțelegeați și a trebuit să vină un element. Nu, trebuia să se facă. L-ați chemat pe Caramitru la Teatrul Național când vreau să-l dea jos pe Agiculea cu 2 ani? Bă, ăsta se lucrurile în care cu tot. Ăsta e reflex de regiune slabă, fără persoană. Când chemi un element central. Știu că după ce a fost Sanda Manu, eu n-am văzut. N-am văzut atunci în ziua aia. Mi s-a spus, domnule, el e profesor universitar, el e asistent și am rămas cu deștept în gură, pentru că nu era absolut nimic. Ați continuat să predați. Am continuat să predau, dar au fost, nu știu ce a fost acolo, foarte multe. Venise la concursul de profesor pentru doamna Dănăilă, pentru domnul Vitcu, pentru domnul Marinca, fiecare pe gradele lui, venise întâi domnul Cojar, era noi în anul 4. De ce l-au sărit pe domnul Cojar? După aceea... astea sunt, cum să spun eu, mici. Există și în lumea teatrului și în lumea universitară, există o concurență și un frecuș, o fricțiune. Da, și anumite gelozii și anumite, știți, e și o anumită selecție pe care studenții o fac și atunci studenții dau buluc la câte un profesor, e cazul domnului Coșeru, era preferat de foarte mult. Are și astăzi promoții foarte, foarte are lipici, puternic. Da. Un lucru lipici la mine. Și atunci, că atunci nu plăcea, nu era un lipici. Mai stârneau gelozii, se mai... Da, era un lipici de calitate. Existau grade universitare sau... Bineînțeles, dar eram de la bun început. Păi dumneavoastră ce erați, domnul Coșeru? 90? În 90 noi am început fără niciun fel de grad. Predeam actorie. Nu știm cum eram pregătit. Dar toți, în 95, când a venit Sanda Manu și cu Coșeru. Deci nu știți dacă erați lector, conferențial? Era lector, știu eu. Era lector. Dar dumneavoastră nu știați că sunteți lector? Dom'le, nu m-a interesat niciodată chestia asta, nici pe mine, nici pe nevastă mea. Cert e că probabil și discuțiile au fost în felul următor. Eu eram între timp și de despre o adjunct al teatrului.
Și a spus, lasă-l pe ăla acolo, ce să ne mai chinuim cu el aici, adică e bun, prea mult. Și a fost interesat de o relație foarte bună cu teatru, nu? Păi da, dar pe mulți nu-i interesat treaba asta, probabil, zic eu așa, după ce l-a avut acum pe Aurelian, care știe mai multe și îmi zâmbește pe sub ochelar, dar eram cu Ursache atunci și probabil a spus, lasă-l acolo cu Ursache decât să ne... Mihai Ursache. Da. Mihai Ursache, apropo, ne-a predat un semestru Mihai nu Ursache. Nu pot să cred. Da, asta da, e o informație extraordinară. Asta. Ba da, l-am avut. Dar ce ați profesor estetică făceam cu... Estetica? Da, un fel de... un fel de estetic. Un fel de... Eu nu mi-am inteles. Probabil că numai cu da, voi am făcut... Da. Cu noi, dar n-a rezistat mult. Nu era un om de... Să venea din când în când sau... Nu reușea să facă priză cu noi. Aveam... Nu eram în alt ritm. Încerca să... Încerca, dar nu... N-a ținut pasul. Noi eram într-un ritm drăcesc atunci, se lucra enorm, stăteam nopțile, era asta e interesantă discuția asta, se lucra în mod diferit față de cum se lucrează acum cu actorii. Da. Care ar fi diferențele, care ar fi delimitările față de metodele de atunci? Așa cum se lucrează, adică eu lucrez cu studenții cum lucrăm și pe vremea aia. Numai că aveam toate licențele noastre le deam la Teatrul Național, la studio. Teatrul Luceafăru, da. De la salul la Luceafăru. Era o colaborare mai strânsă un pic. Între instituții. Sala studio de la noi exista, nu? De pe... Asta nu era de la noi, de la facultate. De la facultate. Nu era pentru că noi am început, dacă țineți minte, am început cursurile la seminarul ortodox, acolo am stat 2 ani de zile. Aici după aia am fost la Rădăuceanu, da. Aici pe lângă I-ați liceu. Scandalizat pe cei de la teologie, nu? Da, erau, își puneau mâna la ochi când treceau fetele de la teatru. Aveam etajul întâi, dacă nu mă înșel. Parterul. Și, și o aripă din etajul întâi. Da. Și pe urmă am trecut la... Da, eram o oază pentru ei, ceva inspirativ. Altă briză, da. Rădăuceanu, care era aici lângă liceul Alexandrii, care era foarte frumoasă, ții minte, era frumoasă clădirea. După aia ne-am mutat aici. După aia ne-am mutat și am devenit proprietari. Proprietari aici, da, aici, și da. Pe s-a făcut. Se lucra, atunci nu era ca acum totul comprimat, 22-26 de ore sunt în planul de învățământ pentru fiecare student. Aveam peste 40-45 de ore săptămânal. Lucram și sâmbăta și noi repetam și duminica. Abia așteptam să avem duminica să libere, să putem... Și 4 ani, deci nu 3 ani. Și 4 ani, nu 3 ani. Și era foarte bine. Și repetam de foarte multe ori și serile și nopțile, da. Sau când nu aveam sală, mi-aduc aminte de niște repetiții pe care le făceam în vederea unui turneu în Italia, la capul de rățoi lucram cu Luxandra Bucescu, făceam repetiții de la ora 6 dimineață, pentru că la 8 începeau orele. Păi de lucrat, n-ai putea să le mai faci astăzi cu studenții. Păi nu, pentru că... să le explici de ce ritmul ăsta... Dar să știi că ei vor. Ai mei vor, așa ai tehnică, sunt dispus să facă treaba. Sunt dispuși, da. Sunt dispus condițiile sunt mult mai bune și de multe ori condițiile mai bune... Mai bune în detrimentul lor. Nu știu, mie mi se pare că ceea ce s-a pierdut în anii ăștia, tocmai fanatismul ăla frumos de altă dată, patima aia pentru teatru. Astăzi, cumva, relația cu teatru la studenților e mult mai tehnică, mai relaxată, mai... nu clocotește sânge, decât foarte rar simți că e un student nebun după teatru. Da. Știi ce? Pentru că, probabil, aici e un discurs lung care ar trebui să-l faci tu odată cu mai mulți oameni în toate domeniile, și din Ministerul Învățământului, și din directori de teatru. Adică ei termină, ei sunt, în primul rând că sunt 3 ani de zile, foarte puțin. Adică de când am intrat în Uniunea Europeană s-a discutat... Bun, e argumentul masterului care cumva... E argumentul masterului și noi trebuia să avem niște argumente. Când am stat la masă și am discutat cu Uniunea Europeană, trebuia să pun acolo argumentul nostru e ăsta. Cu cei din Bologna... Aia spun din Bologna, da, spun că școala noastră e rusească și vor să rupă. Da, dar eu vă spun, domnul Coșel, înainte aveați 4 ani facultate, acum o aveți 5 ani.
3 plus 2, deci cumva... Păi da, dar la masterat, de exemplu, nu e superior, să fie clar, nu e superior deloc. Adică aia 2 de masterat e foarte complicat, știi foarte bine ce se face acolo la masterat. În 4 ani de zile, când el știe care de făcut din anul 1 până în 4, el se maturizează în ăștia 4 ani. Masteratul e foarte... așa se face. El termină, dă de bani, muncește, vine la masterat ca să aibă o diploma, ar trebui să gândească și ministerul, domnule, cum sunt plătiți ăștia? Sunt cu masterat sau fără masterat? Deci lucrurile sunt foarte, foarte aglomerate. Era bine, domnul Conșelu, să rămână doar școala ieșeană de teatru și București, mă rog, și să nu mai apară Clujul, Târgu Mureșul. Nu, păi nu. Nu, dar nu e niciun fel de problemă între noi sau... Trebuie să le... după aia angajările. Angajările, ei sunt la un moment dat blocați. Spune, dar de ce ne pune ministerul bățul în poartă și de ce nu ne-mi dă, dacă mă vrea un director, de ce nu mă îmi dă voie să fiu angajat? Pe o perioadă determinată, nedeterminată. Sunt multe lucruri de discutat și atunci el se trezește că sunt numai 3 ani, masteratul mai stă, mai ține mama încă 2 ani la treaba asta. Îl motivează, motivează criza asta de timp sau din contra îl desparte de timp? Criza de timp? Ce înseamnă? Aștia 3 ani, că e o criză de timp, că trebuie să faci foarte mult în foarte puțin timp. Cred că depinde de fiecare. Depinde de fiecare dintre studenți. Că noi știm foarte bine care e ierarhia. Noi am mai avut discuția asta... Dacă ții minte, la facultate, cum se construiește o carieră artistică. Da. Și erau, Visarion și Mihaela Vrădnă. Exact. Erau aceleași probleme puse pe tapet. O soluție foarte clară nu există. Da. Pentru fiecare dintre studenți, lucrurile sunt diferite. Bun. Timp de 4 ani au funcționat așadar, din 1990 până în 1994, doar 2 școli de teatru în România. Școala de la București și școala de la Iași. Și era și cea de la Târgu Mureș care funcționa. Începuse... Da. Ei când au început? Ei începuse... mult, în timpul regimului Ceaușescu. Fostul institut se chema San Gheorghe Ișvan. Deci ei supraviețuiseră comunismului. Supraviețuiseră, da. Ei pregăteau actori cu cele două secții, română și maghiară. De aia și v-ați făcut atunci pe vremea. Unde a fost Codrescu, a fost rectorul. La început, pentru că asta era politica aia, în vremea lui Ceaușescu. Dar n-aveau păpuși. Păpușile ei s-au dezvoltat mult mai târziu. Și pentru unguri, că ungurii aveau și dreptul la o școală de teatru, așa cum la București era pentru germani. O dată la patru ani. Și Codrescu a fost atunci. Clujul când și-a deschis. Nu mai știu exact. 93-94, nu știu, după noi, oricum. Ori un an de zile, ori noi am fost primii din... Dar învățământul privat teatral când a luat startul? Cred că la 2 sau 3 ani de zile în Iași s-a încercat o variantă, dar cred că o singură promoție au Cantemir, reușit, nu? Da, la Cantemir. Și s-a mai dezvoltat în București la Hiperion. Spirul Haret s-a desfințat deja. Prezent, nu? Hiperion există, Spirul Haret nu mai este. A fost scandalul. A fost desfințată Facultatea de Arte de la Spirul Haret, fiindcă era foarte, foarte jos. Da. N-au mai obținut din partea RACIS. Ar fi o discuție interesantă, să deși nu face tema acestei emisiuni. De ce totuși n-a avut succesul scontat învățământul privat superior în România în toți acești ani? Pentru că uitați-vă la Iași, și Petre Andreiu, și Cantemiru. Nu crezi că e o bătălie între stat și privat? Cred că e o bătălie. Statul nu are niciun interes să aibă concurență. Bineînțeles, adică de aici pornește absolut totul. Și sunt multe de discutat. Pe urmă, apropo de privat. Privatul trebuie neapărat, nu știu cum era la Petre Andrei, habar n-am, dar aici îți trebuie niște spații. Da, la toate cerințele care sunt acum pentru autorizare și acreditare, e foarte greu. Noi am reușit după
reînființare, am reușit să ne și dezvoltăm, să devenim o facultate. Deci eram la început cele două catedre, acum avem mai multe specializări. Pe lângă astea avem și regie, și teatrologie, și coreografie. Și avem și masterat și avem și doctorat. Mai avem 5 minute din emisiune. Cam cât de dificil ar fi astăzi înființarea sau, mă rog, un act ăsta de înființare al unei noi școli de teatru? Nu, nu cred că se vede. Ba da, apar la Pitești, de exemplu. A fost pe la Pitești. La Pitești este, a fost autorizat acum 3 ani de zile, acum 2 ani au început să școlarizeze, da. Adică apar școli de teatru? Și este la o facultate de teologie, o specializare de... Am fost în comisia aracezi de autorizare acolo, dar nu e foarte dificil dacă ai deschidere lângă o universitate deja existentă, lângă... Și dacă ai oameni cu care să lucrezi. Dacă ai cadrele didactice necesare. Vin de la București de cei mai mulți colaboratori. Da, sunt. Și vin și la Sibiu. La Sibiu, la Chitiaca, Există la, de ani de zile la Craiova, la Facultatea de Litere, un departament de artă teatrală care au actorie și licență și masterat. Există la Constanța. La Constanța. Până la urmă, domnilor, e de dorit situația asta a cât mai multe școli de teatru în România sau cumva e un dezavantaj, o minciună? Eu zic că să-l ascultăm întâi pe domnul. Cum e, domnul Coșel? 4 școli bune de teatru sau o puzdere de școli și mai vedem ce iese din... Adică eu acum aflu că la Pitești a fost chestia asta înființată, nu știu, s-a dat acolo, înseamnă că voi știți că a fost în Comisia de Acredit. Eu nu cred că sunt multe. Adică Bucureștiul, Iașiul, Clujul și cu Târgu Mureșul și cu asta basta. Constanța. Nu știu dacă Constanța, dar pentru că de la Constanța mi-a venit un student, Dani Popa, care acum e în anul 3. Și el mi-a spus că acolo nu merg treburile. Îmi pare foarte rău că spunem pe post treaba asta. De ce să ne chinuim cu întrebări și cu... Nu merg. El a plecat de acolo tocmai pentru că nu mergea. Un băiat din Fălticeni și un băiat foarte bun. Un băiat foarte bun, care o să fie un actor dacă o să aibă noroc. Coșerul 2. Da, Coșerul 2. Sau dacă 24. Eu nu știu, nu cred că deranjează. Se face o selecție, se poate face o selecție foarte bună și adevărată. Aici e problema. De exemplu, teatrul din Constanța poate va fi tentat să angajeze din absolvenții școlii de teatru din Constanța. Da, dar teatrul din Constanța, ai văzut un spectacol la teatrul din Constanța? Bun, asta e o altă discuție. Păi alte discuții sunt legate, dar toate treburile. Ipotetic, se ia șansa unei pâini pentru un absolvent de la Iași, să spunem, care ar da acolo concursul la... Păi unul de la Iași, de exemplu, foarte bun, se poate întoarce Dani Popa la Constanța, în momentul când lucrurile la teatru din Constanța nu se mai certe ei acolo și fac un teatru ca lumea. Dar trebuie să fie teatru de acolo. Nu, eu nu acuz actorii, acuz pentru că el ține de primăria și de CJ-ul Constanța, nu? Da. Acolo lucrurile stau grav politic și aia nu se ocupă deloc de teatru pe care au disus Fantazio, au disus absolut totul. Bun, înțeleg că acum se reîncearcă. Păi, dar e foarte greu să reîncerci după ce ai stricat. Trebuie atunci să gândești. Dom'le, am un bun, de ce să-l stric? Pentru că e foarte... O casă costă, după ce ai dărâmat-o, costă mai scumpă decât una ca să pui... Eu cred că învățământul artistic e foarte important să se dezvolte cât mai mult. Avem nevoie de cultură și de artă în viața noastră. Nu putem doar tehnic, doar să ne transformăm în consumatori și atâta tot. Avem nevoie de partea asta și pentru comunicare și pentru dezvoltarea în continuare a noastră. Cu condiția să fie făcut, cum spunea și domnul Coșelu. Cu condiția să fie făcut. La un nivel, totuși. Bine. Lucrurile astea, cred eu, că în timp se reglează și standardele de calitate trebuie să, într-adevăr, rămâne fragilă distanța între o școală populară de artă și o universitate de artă, dacă nu s-o asum ca pe un proiect academic serios. Tot învățământul universitar artistic vocațional reprezintă 1% din învățământul superior din România.
în străinătate cum stau lucrurile, în universitățile europene? Foarte complicat. De exemplu, Italia, complicat, nu, Italia nu are. Rușii au pe teatru. Pe teatru și italienii, pe, da, italienii nu au. Decât pe au în universități avea. Au partea teoretică. În da. Universități, partea teoretică este, aparține într-adevăr universităților și e o căutare foarte mare acolo, pentru că e și logic să fie așa, dar actorii sunt nemții au, dacă nu mai știu, nemții au, da, la nivel superior, dar actorii sunt oameni de scenă, sunt meseriași, cum ar veni, meșteșugari în artă, sunt artiști, nu neapărat cu studii superioare. Domnul Coșeru, în ultimul minut al emisiunii profit de prezența dumneavoastră ca să ne facem un pic de reclamă, să spunem că am început vara asta lucrul la ediția a doua, revăzută și adăugită a cărții Emil Coșeru, actorul nostru. Sperăm undeva în toamnă să o avem și să facem lansarea. Doamne ajut! 5 ani au trecut de la prima ediție. 5 ani în care ați făcut lucruri importante, semnificative. Nu vă potoliți. Păi n-aș vrea să mă potorez, eu știu ce se mai întâmplă cu viața asta, e foarte complicat. Sunt, ți-am spus și în hârtie, în rândurile care ți le-am lăsat acolo, sunt marcat de moartea mea, Cătăline Buzeanu. Pentru că... Noi anul trecut eram amândoi la București, întâlnirea aceea publică a Cătălinei din cadrul FNT, o ediție pe care atât de inspirat Marina Constantinescu i-a dedicat-o. Remarcabilă intuiția. Intuiție fenomenală. Iar eu, în cozi înainte, mă și-am vizitat-o acasă. Și de-aia am spus că am coborât scările plângând, pentru că doamne, monument, eu, cum am scris și acolo, era un bun acestei țări și nimeni n-a avut grijă de asta. Care a modelat toată școala, Ișana, toată școala, din anii 70. Și școala Ișană și cea rezorală la București, totul. Domnul, vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Sper să ne vedem mai repede de sărbarea 50 de ani de la prima promoție. Să dea Dumnezeu la 50 de ani să facem încă o emisiune. Să ne ține capul. În regulă, vă mulțumesc. Noi ne revedem sâmbătă viitoare. Toate cele bune.